Ce oameni au fost răniți după ce un autocar care transporta 50 de români a lovit un parapet de protecție și a ieșit de pe carosabil pe autostradă din sudul Italiei. Autocarul făcea o cursă între provincia Sicilia și România, iar în urma impactului a fost puternic avariat. Accidentul a avut loc în apropierea orașului Salerno. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, transmis BNU TV, 5 români au fost transportați la spitale din localitățile Pola și Oliveto Citra. Un român internat în spitalul din Oliveto Citra a fost deja externat, iar celălalt rămâne internat pentru investigații suplimentare. Pompierii italieni au trimis mai multe autospeciale la fața locului. Polițiștii bănuiesc că șoferul român a ațipit la volan și a scăpat vehiculul de sub control. Circulația rutieră s-a desfășurat cu greutate din câteva ore din cauza accidentului.